Bună seara! În acest clip am pregătit crispy de pui fraged la cuptor. Este o rețetă ușor de pregătit, crispy este foarte fraged, suculent, cu o crustă crocantă, aromat și ușor de făcut. Dacă vă interesează ingredientele și modul de pregătire, vă invit să rămâneți până la finalul videoclipului. Pentru acest crispy nemaipomenit de bun, am avut nevoie de piept de pui după gust, pesmet, făină, sare, ulei de floarea soarelui, piper, curry de două tipuri, busuioc uscat, 3 ouă, boia de ardei dulce. Eu am mai avut nevoie de încă un ou pe parcursul pregătirii, o tavă pentru cuptor, hârtie de copt și o furculiță. Am separat în boluri, am pus făină, pesmet, 3 ouă pe care le-am bătut cu un praf de sare. Le-am bătut foarte bine. Apoi am înțepat cu o furculiță bucățile din piept de pui pentru a se pătrunde aromele. Le-am tăiat fâșii după preferință. Apoi le-am pus într-un bol și le-am condimentat cu sare, piper, busuioc uscat, curry de două tipuri, boia de ardei dulce și ulei de floarea soarelui. Puteți adăuga și alte condimente care vă plac dumneavoastră. Am amestecat totul foarte bine. Cam așa arătau. Nu uitați, eu am spălat carnea și am șters-o cu șervețel. Normal nu se spală, dar eu am spălat-o. Apoi am dat fiecare fâșie de crispy prin făină, apoi prin ou și prin pesmet și le-am așezat pe tava de cuptor. Am procedat așa cu toate bucățile de crispy, mie mi-au ieșit foarte mulți și am coborât puțin temperatura la cuptor, am dat la 180 și după aia când am pus crispy am dat înapoi la 200. După un timp i-am întors și pe partea cealaltă ca să se rumenească și mai bine și așa arătau la final. Noi am servit cu sos de roșii, cu salată de varză, mărar și morcov. O să vă pun rețeta într-o zi și pentru această salată de varză care este foarte delicioasă. Noi am mai avut și chifteluțe la cuptor, cam așa arată la final. Vă invit să o încercați și dumneavoastră, este nemaipomenit de ușor de făcut și foarte gustoși. Să aveți o seară frumoasă și vă aștept și cu alte rețete. Nu uitați să vă abonați, îmi lăsați un comentariu, un like și să ne revedem cu bine data viitoare la altă rețetă. Cu voi a fost Adina. La revedere!